Alături de noi aici, în direct, este și Ion Cristoiu. Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi dacă credeți că se vor liniști acum spiritele în Statele Unite, odată cu declararea victoriei lui Joe Biden. Triumful lui Biden și triumful meu am câștigat mai multe stilouri de la o serie de confrați care susțineau că nu o să câștige. După părerea mea, la ora actuală, în următoarea fază vor fi teroriștii. Sigur că acum o să spuneți ce cu teroriștii. Deci în momentul în care Nicolae Ceaușescu a plecat spre stuparea tuturor, nu se aștepta să plece așa de repede, a fost nevoie pentru a-l vârâ și mai mult în privata istoriei de teroriști. Dacă Donald Trump nu are minima înțelepciune de a felicita învingătorul și a renunța, gata, am înțeles și a făcut show-ul, urmează faza a doua pe care cred că îi se pregătește și cred că îi se pregătește și cu consilieri din jur, anume de a se crampona de putere și atunci oarecare minte, el pleacă totuși cu oarecare... În urmă cu o oră, Donald Trump postase pe pagina lui de Twitter: am câștigat cu mult. A postat el în urmă cu o oră, apoi știm că a plecat la golf, am văzut că există și acea conferință de presă pe care o susține și Robert Giuliani, care are o atitudine cât se poate de ofensivă și susține în mod clar că aceste alegeri au fost fraudate. Deci iată că vedem că atitudinea din partea lor este departe de a fi una de acceptare a acestei înfrângeri. Eu am spus, probabil că nu l-are consiliul pe dumneavoastră. Că pe mine nu, că nu sunt bun. Deci, la ora actuală, problema electoratului, totuși au fost 70 de milioane de oameni care nu s-au ieșit chiar la vot. Foarte important. Marea problemă pentru moștenirea Donald Trump, și știți că nu sunt un admirator a lui, pentru moștenirea și pentru electorat, dar și pentru el, este rămânerea în istorie. În momentul, orice cramponare, ori el oricum va pleca, n-are cum, o să-l scoată el în șuturi de la Casa Albă, n-are cum, gata, s-a terminat. Problema este că el trebuie să gestioneze acum, admirabil, istoric, înțelept, plecare. Deci până acum a spus fraudă, gata, totuși probabil că o să crească numărul de voturi în favoarea lui Biden și, repet, pentru el, cel mai important, nu pentru America, pentru că este gestionarea plecării. Se vede că nu știe să gestioneze și atunci face o mare favoare adversarilor săi, adversarul săi de moarte, care e adversarul de noastră, pentru că amintirea, una e să plece acum, sunteți de acord? Gata. Că poate că-i vedete. Îmi pare rău, m-a fost fraudă, dar n-am ce face, America first, bla bla bla, da? Și atunci Joe Biden se va confrunta cu moștenirea, cu imaginea, cu mitul până la urmă, că e un mit, Donald Trump, care, mă rog, a plecat sigur cu fraude cu astea, sau Joe Biden se va confrunta, va beneficia de un Donald Trump pe care îl vor dori plecat până și republicanii nu mai spun că îl doresc de mult. Până și adeptii săi. Asta este cea mai mare problemă la ora actuală în America. Nu cred nici în tulburări, nici în ăstea. Deja americanii, cred că și cei care au votat pe Trump, gata, vor să se liniștească. Orice... Cum vă explicați dumneavoastră această victorie a lui Biden? Care credeți că ar fi factorii care i-au adus această victorie? Victoria lui Biden este victoria votului. Deci, în primul rând, că acolo, cum am spus de atâtea ori, nu a fost alegere, a fost referendum. Pro sau contra Trump. Joe Biden n-a contat din punctul acesta de vedere. Acest referendum, însă, după părerea mea, a fost câștigat referendumul de către Donald Trump. Au fost, totuși, gândiți-vă, 4 ani, presa noastră e o presă de provincie față de ce au putut să facă presa americană, ONG-uri, demonstrații, presa mondială. În acești 4 ani... Orice alegător american, nu, orice PSD-ist din România, ca să dau un exemplu, se văra într-o peșteră și nu se ducea la vot.
că spunea era rușine să se... Pe când acolo 70 de milioane s-au dus la vot. Presebire de cei care au votat prin corespondență, a căror determinare nu cred, nu zic că a fost fraudă, prin corespondență. Sunt aici la birou, vine unul, zice, nu vreți să votați bine, vă duc eu plicul. Una este să te scoli în ziua aia, să sfidezi pandemia și să-l votezi pe Donald Trump, presupune determinare în favoarea lui Trump, și alta este bine. Deci a câștigat pe acest fond și de votul prin corespondență. Repet, cred că la noi ar fi o catastrofă dacă s-ar introduce, pentru că... Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog! Vă mulțumesc!